Noi coșuri stradale de gunoi au fost montate în municipiul Caracal de către primărie în zonele unde acestea au fost distruse sau deteriorate sau au fost furate. Cele 50 de coșuri au fost amplasate pe Bulevardul Nicolae Titulescu, strada Mihai Eminescu și pe calea București. Administrația municipală a lansat un apel către toți cetățenii de a folosi în mod corespunzător aceste coșuri spre a nu se deteriora. La începutul acestei săptămâni a fost publicat ordinul comun al Ministrului Agriculturii și Dezvoltării Rurale și Ministrului Mediului privind stabilirea perioadelor și zonelor de prohibiție a pescuitului, precum și a zonelor de protecție a resurselor acvatice vii în anul 2019. Măsurile de prohibiție sunt instituite pe o durată de 60 de zile, în perioada 11 aprilie-9 iunie, iar în apele care constituie frontieră de stat pe durata de 45 de zile, în perioada 26 aprilie-9 iunie. Astăzi, consilierii municipali caracaleni au fost convocați în ședință extraordinară. Pe ordinea de zi s-a aflat un singur proiect de hotărâre privind întreptarea unei erori materiale, privind înființarea, organizarea și funcționarea serviciului public, administrarea piețelor și târgului săptămânal Caracal. Serviciul a fost înființat în subordinea Consiliului Local ca urmare a desființării vechiului serviciu cu personalitate juridică, identificat cu nereguli financiare. Centrul multifuncțional Craiova va găzdui în perioada 18 martie târgul de turism al Olteniei, la eveniment fiind așteptați peste 10.000 de vizitatori. Târgul va reuni expozanții din întreaga țară, dar și din străinătate. Accesul vizitatorilor este gratuit. Concomitent se va desfășura Horeca Expo Oltenia, ediția a treia, expoziție de echipamente pentru sectoarele Horeca, panificație și cofetărie, de la care nu vor lipsi cooking show-uri organizate de șef celebri, precum și demonstrații de servire și degustare a vinului. Suspect de gripă în urma testului rapid care a confirmat prezența virusului gripal, bărbatul de 51 de ani, profesor în cadrul școlii de poliție Slatina, a murit aseară. El fusese transferat de doar câteva ore la Institutul Matei Balș București în stare gravă de la Spitalul Slatina. Institutul Cantacuzino a informat diagnosticul de gripă, bărbatul fiind răpus de o bronhopneumonie.